Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 cu nimeni altul decât Pânzi DNF. Salut Pânzi DNF. Pânzi DNF și el a intrat cu mașina în birou. Hai, oh, noroc, mă, că n-am intrat, de ce minți, mă? Da, înainte să vedeți voi asta, mașina mea era parcată într-un birou. Am înțeles. Nu era mașina asta, așa că vreau ține succes. Aoleu. Parcurs Sasquatch. Mamă, ce dubioșenie. Nu uitați, fraților, de un like pentru dubioșenia asta. Hai să vedem cine poate aștepta. Începem cu spatele. Stai că acum nu mai îmi dau seama. Nu-ți mai dai. Stai acolo, dacă ești și ne auzim puțin mai încolo. Bă, dar mi-a arătat săgeată încolo, știa, mă, trolează, frate. Ce bărbat. Hai că ia curbe mașina asta, dar nu prea. Ui, mă, uite. Bă. Ce-ai făcut, mă? Ce tu faci, mă, serios? Bă, ce mișto sunt cauciucurile la asta. Ce, mă, tu ai luat checkpoint? Nu, eu nu înțeleg ce faci. Am intrat în tine, mă. Aolo. Mamă, din nou o mașină pe care n-am mai condus-o niciodată și nici n-am văzut-o. Un pic dubios. Jocul ăsta continuă să ne impresioneze. Și merge, dar nu prea, bă, nu știu cum să zic. Iote ce bine mere, bă, nu mai pot deja. Mere, bă, dacă ți-i dai de mâncare. Bă, e un monster mult mai nașpa, părerea mea. Uită-te și tu cât de haotică e. Pleacă-mă un pic de aici. Opa. Stai că mai bine mă îndrept un picuț. Și sar peste Pânzi de NF, sigur, direct pe asta. Mamă, dar chiar că se conduce haotic rău. Da, nu prea te ascult. Uită-te și tu la el. Are o viața lui. Tot acolo ești, a? O, mă. Mamă, dar de când n-am mai luat un checkpoint? Checkpoint, cum ar zice Pânzi? Bine. Avem 20 de checkpoint-uri. Și suntem la 4. Acum să vin să te dau jos? Ce zici? Bă, nici frâne n-are mașina asta. Și tu vrei să mă dai jos? Mama, dacă îmi pleci de pe loc și ții curbă, uite-te în ce hali se curbează astea, roțile. Da, da. E ca... Opa. Da, da, dacă... Pare... Nu-i ca în Sam, dacă aia zici. Nu mă, lasă-mă să termin. Mi se nu pare vreau. Că e la fel de grea ca aia de URSS, USR. Rusia. Nu știu, frate, ce... A, mașina aia cu rachete? Da, mă, da. Da, mă, și aia se controlează rău de tort. Ulu, mamă, chiar că e nasoală. Ok. Am înțeles, mă așteptam deci să se spargă aia, sincer să fiu. Deci nu trebuie să bag viteză, ok. Eu uite-l, bă, peștele meu pe o scala de... Bă, cât mă dă înapoi? Ai de viața mea cât m-o dat înapoi, ești nebun? Bă, o să zic eu imediat după ce iau checkpoint-ul ăsta. Aoleu, cât m-o dat. De fapt nu e chiar atât de mult, mă. Mă, dar se răstoarnă la fiecare obstacol, cât de mic ești, nebun. Bă, nu știu, mie îmi place, e mișto rău. E mișto, dar e dubioasă rău de tort. Ia, mă, îl găsim înapoi. Potoliți-vă că nu e chiar așa. Bravo. Opa. Am știut eu să accelerez aici. Te-ai dus. El a crezut că mă trolează, bă, păreri. Opa, checkpoint. Mamă, și de veni aici după mine. Ia vină mă încoa dacă ești maker. Ia vină mă încoa. Doamne, ce rost. Ia băi. Ok. Ne-am întortocheat, asta se numește. Nu pot să cred. A, dar chiar nu mai putem să ieșim deloc acum. Eu nu pot să fac nici... A, ba da. Dacă nu te las eu. Uite-te mă, chiar mi-a intrat între roți. Oh, mă, mai dă-mi un pic de spațiu. Doamne. Mă, mira mi-o de ce nu-l dau jos. Se bagă în viața mea, așa. Opa. Bine. De fapt, chiar a mers bine. Țeacă, nu te-ai dus bine. Ce țeacă i-am dat? Doamne. Bă, ce gușter ăsta, a făcut stânga intenționat. Aolea. Am înțeles, mai bine iau check, mai bine dau F decât să mă chinui acolo. Mamă. Un pic dubioasă cursa. Stai că m-am vărsat și eu, mersi. La mașina asta nici nu-ți dai seama când mergi cu spatele, cu fața. Ce tu aia. Faci, mă, de te vergi pe acolo? Nu, tot cu spatele am vrut să încerc. Bravo, mă, aoleu. Bă, da, animal ești, mă. Bă, aparent... Aparent... Aparent ești blocat acolo un pic, a? Dar îmi voi reveni. Da, nu viața asta. Hopa, mamă, dar bine m-am dus. Ia uite, bă, cum mi-am revenit, ca și canalul meu de YouTube, să mor eu. Hopa. Ți-a plăcut asta? Mamă, lui a revenit canalul, bă. Ia uitați-vă. Uite-te și tu că nu trece de asta, nici în ce, nici tare. Hopa, 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 hopa!
Deci de oficial asta e cel mai turbat Monster Truck pe care l-am condus până acum. E turbată rău mașina. Nebunie. Dar măcar ia, are putere. Bine pe backflip. Mă. Hopa, am picat bine. Stai să vedem, vine și el. Povestea vieții tale. Sare la nimereală, a picat bine. Dă-te, bă. Nu. Pufulete. Ți-a stat inima, n-ai luat. De ce nu ne-a de checkpoint-ul? Aia, a, uite, trebuie să fii fix în mijlocul lui. Mi-a crezut că numai eu mi-am luat țaca. Lol. Ți-a stat inima acolo, ai crezut că pici. Un pic, așa. Ce sare nebunia asta, mă. Dă-te, băi, pufulete. Bă, mersi că mă lași să trec primul. Cu plăcere. Opa, opa. Hai că m-a lăsat, dacă e. Cu plăcere. Mamă, ce mișto se ridică. Altădată nu mai cere. Așa. Revenim. Bă, spereți invizibil, nici nu poți să cazi de aici, ca să nu poți sfânta pe partea aia la altă, mă. Bă, ce dacă chestie. Nici nu s-au gândit. Da, mă, da, s-au gândit băieții mei. Aici, de ce... Ah, am avut impresia că-s două drumuri. Nu mai văd de ochi. Care ochi, mă? Aia, patru. Am blocat. El e aragaz cu patru ochi, mă. Păi nu vezi, mă, că am ochelari acolo, dar nu i-am purtat niciodată. Îi țin de formă, de design. Eu-s fashion, băi. Unde te-ai dus, mă? Ia uite lui. Pisicul meu la 12 noaptea, când nu-i dau de mâncare. Ui, mă. Are și pisică. Ia uzi, mă, că te aflam despre pânzii. Pe episodul lui am aflat că are permis de motor, acum aflam că are pisică. Mâine, pui, mâine aflu că e frate cu Bill Gates. Mă, dacă eram frate cu Bill Gates. Nu mai filmai cu mine acum, este? Filmam cu Mr. Beast. Am înțeles. Și l-ajutai cu buget pentru clip. Îți dai seama. Bă, deci îmi place mașina asta, să mor eu. Noroc, e episodul meu. Nu te băga în mine, bă. Stai că nu mai înțeleg nimic de aici. Bravo. Cum reușește numai pânzii să rămână blocată în locuri imposibile. Uită-te și tu, o rampă uriașă. Doamne, și l-au reușit să rămână blocat. Lasă-vă rampa, că mă luptam cu tine. Opa, 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 că am sărit pe lângă și tot se duce nebuna. Opa, opa, sunt pe abia la jumătate acum. Poate că nu. Mă, dar dubioase checkpoint-urile că ți le dă numai când ești efectiv în mijlocul lor. Și te sperie puțin, a? Da. Opa, hai că am picat dacă e. Doamne, iartă-mă cât de haotică e mașina, nu mai pot redresa. Opa. Asta e un fel de tânculeț, că e indestructibil. Bă, dar chiar că nu-i zboară nimic din el. Nu ai stres. Ajută-mă un pic. Bă, hai. Opa, cum urc pe pereți. Bă, asta nu e normal la cap. De nervi, ești nebun la cap. Doamne. Uite-te și tu că se urcă pe pereți. Doamne, ce-i mai aici? Stai mă un pic să trec și așa se trece. Hai că așa se trece, nu pur și simplu. Uite că merg în două roți. Doamne, am trecut toată aia în două roți. Bă, dar cum nu-i treci tu cu fața? Grele rău astea, mă. Cum treci tu cu spatele? Dă-te un pic. Bă, mersi. Cu plăcere, dar nu te-am ajutat. Nu pot să cred că-s blocat aici, bă, refuz să cred. Știi că pânzii se blochează nu știu ce. Cam pe unde am luat checkpoint-ul? Ești aproape. E bine, da, da, am trecut greu. Hai că am trecut greu dacă e. Nu-mi dau seama aici. Ce noroc a avut el mai aici, mă. Ia, mă, să vedem. Nu te răsturna iar, bă. N-are, mă, putoare în ea, mă. Păi dacă nu-i bagi? Gata, mă, cum nu-i bagi? Uite-te, mă, s-o lipi de perete, doamne, bă, iartă-mă. Bă. Da, bă. Doamne. Da, bă. Ai crezut că ai căzut de acolo, este? Păi, dar mi-e... Ce, mă, ce se întâmplă? Mi-a luat-o singur la vale. Da, mă, da. Opa, chiar l-am întrecut pe prunc. Pleacă, mă, de aici. Uite, uite-te numai la el, animalul. Ce ai făcut, mă? Uite, mă, că nu căză. Mașina mea îi distruge mașina lui Ovidiu. Stai un pic, unde e checkpoint-ul? Stai un pic, pune frână. Încotro. Hai că pun. Bă, dacă tu ai luat-o pe aici, iau și pe aici. Dă-te, bă. Și de aici? A, ia uite, mă. Știe, mă, ăsta, ce știe, ăsta mai juca harta înainte, mă, animalul. Da, mai juca harta. Știe tot ce mișcă, mă. Auzi că iar nu-i dă checkpoint-ul. Și acum? A, pe aici.
Doamne, cât de haotică și harta. Nu doar mașina. Cred că am luat-o bine, sper. Da, mai e faină, sincer, n-am mai făcut niciodată dublu șenii de astea. Nu cred că m-am blocat aici. E bine să crezi că te-ai blocat aici. Crede și nu cerceta. Așa. Să-și promovează Instagram-ul aici, mai uite, dacă nu-ți plăcea harta. Ce mă, scrie Easy Pinzi acolo? Nu, mă, cine e ăla? Pinzi? Cine mă, ăla, mă? Doamne, eu pot să trec de ale... a doua chestie. A doua chestie. Nu, nu-mi vine, opa. Bă, 16 din 20. Stai, o să te învăț o schemă. Ia, unde ești? Nu. Mamă, ce în urmă o rămas și-o mai și căzut. N-are sens să mai zic ceva. N-are sens că voi reveni. Mamă, ce paletă, cu cine mă joc? Bă, mă joc tot singur, bă, pe GTA, mă. Bă, taci din gură că ai avut noroc că nu pot să trec. Așa de ce am... Așa ceva n-am văzut. Bă, noroc, mă. Da. Mereu am noroc, mă. Da. Gata, acum sunt mai furios ca niciodată și... Nu. Mă, dar mi-ar plăcea o mașină de asta pe online. Mașina să mea văd seamnă un pic cât costă. Și avea cu ce seamănă? Nici nu mai știu ce culoare ai, sincer. Roz. Cu o pufoșenie. Sincer, are roțile de zici că-s bomboane. Roz cu galben. Bă, deci nu pot să cred că m-am blocat pe cauciucurile alea. Ia uite, s-o răsturna pe cauciuc, bă. Nu mai văd nimic. M-am dus. Hei, m-am dus. Ia, checkpoint-ul, 18 din 20. Hei, m-am dus. Bă, ce țea că n-am văzut drumurile astea. N-am văzut drumul, bă. Asta nu-i cursa mea. Deși mi-a plăcut mult cursa, am dat cu piciorul la niște... Stai, nu știi că știe toată lumea că oricum... Adevărul e că episoadele cu tine sunt așa oarecum seci, că știe toată lumea cine câștigă, cine pierde. Ce mi-o da, mă? Mi-o da motor zburător, bă, ești nebun? Abia mi-am cumpărat pe online motorul ăsta zburător. Nu contează cine e câștigător, contează cine s-a distrat mai mult. Pe logică, fiind pe unul, eu m-am distrat mai mult. Bă, nu știu. Nu mereu e vorba despre a câștiga, dragul meu, Ovidiu. Ia, stai, dacă tot am motor zburător. Nu m-am gândit la ceva. Nu. Oare n-are rachete? N-are, bă, nu pot să trag cu rachete. Dar tu unde ești, mă? Bă, ce moldovean ăsta venea după mine. Mamă, eu n-am condus niciodată, de aia, vezi că mi-am cumpărat-o împrumut dacă vei da pe bani. Cât e aia în joc? Vreo 4 milioane. 4 coco! 4 mili coco! Cu 4 milioane... Bă. Stai că tot îl părăsturna, mă. Bă, dar de ce mă nu... Mă par sub roțile lui. De ce nu mori? Dă-te, de ce aș muri eu cu motorul? Când pot să mor tu cu monsterul. Hai, bă, unde mă transformă și pe mine? Opa. Haide, bă. Hai, bă, nu stai, mă, nu... Bă, n-am reușit să-l dau o dată jos. Acum e momentul! Ui, mă, că tot n-am reușit, mă. Bă, dar ești indestructibil, mă, animalule. Nu. Hai că e tare motorul ăsta zburător. Nici dacă aveam rachete, mamă, ce era vis, mă. Păi, zi-ați că mă trolai în continuu. Ia, mă, să vedem. Nu te mai lăsam să termin. Gata, bă. Cum se conduce asta? Mă duc și o termin și... Ca un avion. Exact, ca un avion. Păi și cum ridic? E mai greu să ieși din cercul ăla, așa m-am chinuit un pic. Mamă, ce mișto e motorul ăsta, păcat că n-am putut să mă... Ai terminat, mă? Da, eram curios dacă ieși din cercul ăla să-ți dau DNF. Păi, am ieșit, deci nu mi-ai dat DNF, deci nu mai ești curios. Da, aia e. Da, capat. Bă, sper că v-a plăcut episodul, sincer a fost tare monsterul ăla, chiar aș mai vrea să-l mai bat o dată pe pânzi. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare și noi ne revedem data aviatoare. Și pa, și pa! Pa, pa!